Bună seara, dragilor! Bine v-am regăsit pe Cuvinte pentru Suflet, alături de mine. Este o seară specială astăzi, probabil pentru mulți dintre voi. Cred că este o seară specială ca oricare altă seară, până la urmă, dacă stăm să privim așa lucrurile, având în vedere că viața este prețioasă, trebuie să prețuim fiecare moment. Am folosit cuvântul acesta trebuie, deși evit de cele mai multe ori să-l folosesc. Sună așa ca și cum cineva ne-ar impune ceva sau poate, nu știu, noi ne impunem nouă înșine ceva. Cu siguranță mulți dintre voi aveți foarte multă treabă în momentele acestea. Poate vă pregătiți, poate pregătiți masa, poate vă conectați din ce în ce mai mult cu cei dragi sufletului vostru. Eu am hotărât să fac un nou material video, ultimul, așadar pe anul acesta, un an surprinzător, un an plin de provocări, un an de asemenea plin și de oportunități, dacă le-am văzut, bineînțeles, pentru că știți cum este, uneori sunt așa deghizate în mici problemuțe, ca să le spunem așa, și sunt chiar în fața ochilor noștri, nu? Ultimul material video pe care am hotărât să-l înregistrez, o să conțină, bineînțeles, cartea pe care am început-o și, bineînțeles, cum să terminăm anul mai frumos decât terminând această carte minunată a lui Joe Dispenza, da? Tu ești placebo. Astăzi vom vorbi despre niște chestii foarte interesante și anume despre mecanica cuantică, fizica cuantică, să învățăm puțin așa despre cum funcționează aceasta, modul ei de funcționare. Este o știință relativ nouă, nu este chiar așa de nouă, dar este în plină expansiune, ca să spunem așa, în plină dezvoltare și recunoașterea unor lucruri ce, nu știu, par de domeniul imposibilului, ca să spunem așa, cel puțin conceptual pentru mintea noastră. O să încep, așa cum v-am spus, cu acest capitol 8, care face referire la mintea cuantică și voi povesti ceea ce ne-a scris autorul. Sunt niște paragrafe pe care eu le-am ales și care cred că, bineînțeles, v-ar face și vouă o plăcere să le ascultați și din care avem ce să învățăm pentru dezvoltarea noastră personală, cât și pentru dezvoltarea noastră spirituală, bineînțeles. Realitate. Realitatea poate fi, într-o anumită măsură, ca o țintă mobilă, literalmente. Suntem obișnuiți să ne gândim la realitate ca fiind ceva constant și sigur, dar după cum vei vedea în curând în acest capitol, modul în care am fost învățați dintotdeauna să vedem lucrurile nu este tocmai cel în care sunt ele cu adevărat. Iar dacă ai de gând să înveți cum să fii propriul tău placebo, folosindu-ți mintea pentru a influența materia, este esențial să înțelegi adevărata natură a realității, modul în care mintea și materia sunt legate între ele și cum se poate schimba realitatea. Deoarece dacă nu știi cum și de ce apar aceste schimbări, nu vei reuși să redirecționezi niciun rezultat în funcție de intențiile tale. Înainte de a ne cufunda în universul cuantic, să aruncăm o privire asupra originii ideilor noastre despre realitate și unde ne-au dus ele până acum. Datorită lui René Descartes și lui Isaac Newton,
Timp de secole, studiul Universului a fost împărțit în două categorii: materie și minte. Studiul materiei, lumea materială, a fost declarat tărâmul științei, deoarece în cea mai mare parte, legile Universului care guvernează lumea exterioară obiectivă puteau fi calculate și, prin urmare, prezise. Dar tărâmul interior al minții a fost considerat prea imprevizibil și complicat, prin urmare a fost lăsat sub auspiciile religiei. De-a lungul vremii, materia și mintea au devenit entități separate și astfel s-a născut dualismul. Fizica newtoniană, cunoscută ca și fizica clasică, se ocupă cu mecanica modului în care funcționează obiectele în spațiu și timp, inclusiv cu interacțiunile lor din lumea materială, fizică. Datorită legilor lui Newton, putem măsura și prezice pe ce orbite gravitează planetele în jurul Soarelui, cât de repede accelerează un măr atunci când cade dintr-un pom și cât durează să zbori cu avionul de la Seattle la New York. Fizica newtoniană visează ceea ce este previzibil. Ea privește Universul de parcă acesta ar funcționa ca o mașinărie enormă sau ca un ceasornic uriaș. Însă fizica clasică are limitările ei când vine vorba despre studiul energiei, al acțiunilor lumii imateriale, dincolo de spațiu și timp, și al comportamentului atomilor, părțile componente ale oricărui lucru din universul fizic. Acest tărâm aparține mecanicii cuantice și s-a dovedit că această lume subatomică, foarte minusculă, alcătuită din electroni și fotoni, nu se comportă câtuși de puțin ca lumea mult mai cuprinzătoare a planetelor, merelor și avioanelor, cu care suntem mult mai familiarizați. Când oamenii de știință din domeniul mecanicii cuantice au început să examineze aspectele din ce în ce mai mici ale atomului, precum cele care alcătuiesc nucleul, cu cât se uitau mai îndeaproape, cu atât atomul devenea mai puțin distinct și clar, până când, în cele din urmă, pur și simplu a dispărut. Atomii, după cum ne spun ei, par să fie 99,999% fapt plin de energie. Mai precis, este alcătuit dintr-o gamă vastă de frecvențe de energie care formează un câmp invizibil interconectat de informații. Prin urmare, dacă fiecare atom reprezintă 99,9999 energie sau informație, acest lucru înseamnă că propriul nostru univers și orice lucru din el, indiferent cât de solid ar putea să ne pară materia respectivă, este în esență doar energie și informație. Acesta este un fapt științific. Atomii conțin totuși o cantitate infimă de materie, dar când specialiștii în mecanica cuantică au încercat să o studieze, ei au descoperit ceva cu adevărat ciudat. Materia subatomică din lumea cuantică nu se comportă câtuși de puțin precum materia cu care am fost obișnuiți să avem de-a face. În loc să adere la legile fizicii newtoniene, ea pare întrucâtva haotică și imprevizibilă, făcând abstracție de limitele timpului și spațiului. De fapt, la nivel cuantic subatomic, materia este un fenomen efemer. Când este aici, când dispare. Există doar ca tendință, probabilitate sau posibilitate. În universul cuantic nu există lucruri fizice absolute. Aceasta nu a fost singura descoperire ciudată pe care oamenii de știință au făcut-o despre universul cuantic. Ei au descoperit de asemenea că atunci când observau particulele de materie subatomică, le puteau influența sau schimba comportamentul. Motivul pentru care ele apar și dispar, și apoi apar și dispar iarăși, constant, este că toate aceste particule există de fapt simultan într-o gamă invizibilă și infinită de posibilități sau probabilități. În interiorul câmpului cuantic de energie, invizibil și infinit, bineînțeles.
doar atunci când un observator își concentrează atenția asupra anumitei poziții a unui anumit electron. Acest electron apare în locul respectiv. Cum întorci privirea, cum materia subatomică dispare din nou în energie. Așadar, potrivit acestui efect de observator, materia fizică nu poate exista sau nu se poate manifesta până când nu o observăm, până când nu o remarcăm și nu îi acordăm întreaga noastră atenție. Iar când nu îi mai acordăm atenție, ea dispare, întorcându-se de unde a venit. Prin urmare, materia se transformă constant, oscilând între manifestarea ca materie și dispariția în energie, de aproximativ 7-8 ori pe secundă, de fapt. Și astfel, deoarece mintea umană, în calitate de observator, este atunci strâns legată de comportamentul și apariția materiei, am putea spune că influența minții asupra materiei este o realitate cuantică. Iată un mod de a privi acest lucru. În lumea minusculă a mecanicii cuantice, mintea subiectivă are un efect asupra realității obiective. Mintea ta poate deveni materie. Astfel spus, îți poți transforma mintea în materie, făcând-o să conteze. Da, sub titlul acestei cărți. Cum să-ți transformi mintea în materie, făcând-o să conteze. Din moment ce materia subatomică alcătuiește tot ce putem vedea, atinge și experimenta în lumea noastră macro, atunci când, într-un anumit sens, și noi, împreună cu tot ce există în lumea noastră, facem tot timpul acest număr de magie în care dispărem și reapărem. Iar dacă particulele subatomice există într-un număr infinit de posibile locuri simultan, atunci, într-un anumit sens, și noi o facem. Iar așa cum aceste particule trec de la a exista pretutindeni simultan, undă sau energie, la a exista acolo unde observatorul le caută momentul în care acesta le acordă atenție, particulă sau materie, și noi suntem potențial capabili de a concretiza brusc în existența fizică un număr infinit de realități potențiale. Cu alte cuvinte, dacă îți poți imagina un anumit eveniment viitor pe care dorești să-l experimentezi în viața ta, acea realitate există deja ca posibilitate undeva în câmpul cuantic, dincolo de acest spațiu și timp, așteptând doar ca tu să o observi. Dacă mintea ta, prin intermediul gândurilor și sentimentelor tale, poate influența momentul și locul în care un electron apare de nicăieri, atunci, teoretic vorbind, ar trebui să fii capabil să influențezi apariția oricărui număr de posibilități pe care ți le poți imagina. Dintr-o perspectivă cuantică, dacă te-ai observa într-un anumit viitor nou, care este diferit de trecutul tău, dacă ai aștepta ca acea realitate să se întâmple și apoi ai accepta din punct de vedere emoțional rezultatul, ai trăi pentru o clipă în acea realitate viitoare și ți-ai condiționa corpul să creadă că este în acel viitor, în momentul prezent. Prin urmare, modelul cuantic care afirmă că toate posibilitățile există în acest moment, ne dă permisiunea să alegem un nou viitor și să îl transformăm în realitate prin observație. Și deoarece întregul univers este format din atomi, peste 99% dintr-un atom fiind energie sau o posibilitate, acest lucru înseamnă că există o mulțime de potențial acolo pe care tu și cu mine l-am putea rata. Totuși, acest lucru înseamnă de asemenea că și tu creezi în mod implicit. Dacă tu, ca observator cuantic, îți examinezi viața de la același nivel mental în fiecare zi, atunci, potrivit modelului cuantic al realității, determin posibilitățile infinite să cadă în aceleași tipare ale informației zi după zi. Acele tipare pe care tu le numești viața ta nu se schimbă niciodată, astfel încât ele nu îți permit niciodată să faci schimbarea.
Prin urmare, repetiția mentală, despre care am vorbit mai devreme, adică noi despre care am povestit în partea anterioară, da? Respectiv partea a patra, prin urmare, repetiția mentală nu înseamnă să visezi cu ochii deschiși sau să-ți faci iluzii. Înseamnă într-un sens foarte real modul în care îți poți manifesta intenționat realitatea dorită, inclusiv o viață lipsită de durere sau boli. Concentrându-te mai mult pe ceea ce vrei cu adevărat și mai puțin pe ceea ce nu vrei, refuzând să-i mai acorzi atenție. Poți crea orice dorești și simultan să ștergi orice nu vrei. Locul în care îți plasezi atenția este locul în care îți plasezi energia. Și am să repet, dragilor, fraza aceasta, că este o frază extraordinar de înțeleaptă. Locul în care îți plasezi atenția este locul în care îți plasezi energia. Odată ce îți îndrepți atenția, conștientizarea sau mintea ta asupra posibilității, îți plasezi aici și energia. Prin urmare, influențezi materia prin atenția sau observația ta. Efectul placebo nu este așadar o închipuire, ci realitate cuantică. Referitor la fraza pe care am repetat-o adineauri, cum că locul în care ne plasăm atenția este locul în care ne plasăm energia, are foarte multă semnificație, bineînțeles, în viața noastră. Cu cât ne axăm mai mult pe lucrurile frumoase, pe lucrurile care ne fac așa sufletul să vibreze, pe lucrurile care ne aduc plăcere și bucurie și satisfacție interioară, cu atât energia noastră curge mai mult acolo, cu atât devenim mai buni în ceea ce facem, cu atât energia este folosită într-un mod creativ pentru a îndeplini un scop mai înalt, ca să spun așa. Din contră, atunci când ne plasăm atenția, da, asupra unor lucruri care nu ne fac plăcere, asupra unor lucruri care societatea ne-a făcut să le credem că sunt niște curiozități ale noastre, da? Și aici mă pot referi strict direct la știrile care ne sunt prezentate, da? Cum că noi am avea nevoie să fim informați despre atât de multe lucruri, multe dintre ele poate inutile. Și multe dintre ele care cumva, de fapt, au rolul de a ne trage în jos, de a ne face mai negativiști, de a ne apleca asupra acestei părți a vieții, da? Asupra acestei realități, ca să spun mai exact, în care totul e negru. Da? Totul e negru sau totul e gri și automat condiționându-ne noi înșine, da, și urmărind tot felul de lucruri de genul acesta, automat perspectiva noastră asupra vieții este una negativă, da? Și cumva tindem să fim și noi negativi, tindem și noi să vedem jumătatea goală a paharului, ca să spun așa. Vedem, îl punem doar pe noi în față și vedem doar acele posibilități care, de fapt, nu ni le dorim în viața noastră. Așadar, haideți să ne axăm, așa cum spune și autorul, pe ceea ce ne dorim și în niciun caz pe ceea ce nu ne dorim. Da? Deci este foarte important, foarte importantă atenția oferită tuturor aspectelor din viața noastră. Cu cât ne concentrăm mai mult asupra lucrurilor frumoase, a lucrurilor pozitive, nu trebuie să fim absurzi, în niciun caz. Bineînțeles, e necesar să ne
să ne validăm emoțiile și sentimentele noastre. Poate avem o zi mai proastă, poate nu ne simțim bine, poate s-a întâmplat ceva. Nu putem să fim absurzi și automat să forțăm o pozitivitate falsă, nu? Automat. Nu se poate întâmpla lucrul acesta. Dar în momentul în care începem să lucrăm mai mult cu mintea noastră, să nu ne lăsăm acaparați așa de gândurile acelea negre, da? Și să, cumva să ni le redresăm, să aducem mai multă atenție, mai multă conștientizare asupra lor, automat ieșim ca și cum din vortexul acela, dacă aș putea să-l numesc așa. Și automat experiența respectivă, chiar dacă este una nebenefică pentru noi, ușor, ușor este transformată. Este transformată prin acceptare, bineînțeles, și automat ea devine o experiență mult mai ușoară, ca să spun așa, pentru noi. Așadar, multă atenție unde ne plasăm energia, da? Așadar, spune autorul, când îți schimbi energia pentru a schimba o credință sau o percepție despre tine însuți sau despre viața ta, tu, de fapt, crești frecvența atomilor și a moleculelor corpului tău fizic, astfel încât să-ți amplifici câmpul de energie. Mărești viteza ventilatoarelor atomice din care este alcătuit corpul tău. Pe măsură ce adopți o stare creativă, emoțională, intensificată, cum ar fi inspirația, insuflarea puterii, recunoștința sau caracterul invincibil, faci ca atomii tăi să se rotească mai repede, exact ca paletele ventilatorului, și să transmită un câmp mai puternic de energie în jurul corpului tău, care îți influențează materia fizică. Prin urmare, particulele fizice care îți alcătuiesc corpul reacționează acum la o energie elevată. Devii mai multă energie și mai puțină materie. Acum ești mai mult undă și mai puțin particulă. Folosindu-ți conștiința, creezi mai multă energie, astfel încât materia să poată fi ridicată la o nouă frecvență, iar corpul tău reacționează la o nouă minte. Când îți schimbi energia, deoarece ai luat o decizie cu o intenție fermă, crești frecvența structurii tale atomice și creezi o semnătură electromagnetică, mai intențională și mai coerentă. Acum influențezi materia fizică a corpului tău, sporindu-ți energia, sporești fluxul de electricitate către ventilatoarele tale subatomice. Frecvența crescută începe să antreneze sau să organizeze celulele corpului tău pentru a deveni mai puțin particulă, materie, și mai mult undă, energie. Sau, ca să folosim alte cuvinte, toată materia ta are mai multă energie sau mai multă informație. Să ne gândim la coerență ca ritm și ordine și la incoerență ca lipsa ritmului, lipsa ordinii sau a sincronismului. Să ne închipuim un grup de 100 de toboșari complet lipsiți de ritm, care bat ratove în același timp. Aceasta este incoerența. Acum să ne închipuim că un grup de 5 toboșari profesioniști își fac apariția în mijlocul mulțimii de toboșari aspiranți, se împrăștie în diferite locuri din mulțime și începe să creeze o linie melodică foarte ritmică. În timp, cei 5 îi vor antrena pe toți cei 100 de toboșari să mențină ritmul, ordinea, sincronismul perfecte. Exact acest lucru se întâmplă când corpul tău reacționează la o nouă minte, când ți se zbârlește părul pe ceafă, deoarece simți că ești mai multă energie și mai puțin materie. În momentul respectiv, înalți materia către o nouă minte.
antrenezi boala, care există ca o scădere a vibrației, spre o frecvență ridicată. În același timp, determin și informațiile incoerente care au existat în rândul atomilor și moleculelor, substanțelor chimice și celulelor, țesuturilor și organelor. Este ca și cum ai auzi paraziți la radio și l-ai acorda până ai descoperi un semnal clar, unde dintr-o dată paraziții dispar și poți auzi muzica. Creierul tău și sistemul nervos fac același lucru, acordându-se la frecvențe mai înalte, mai coerente. Odată ce se întâmplă acest lucru, nu mai ești supus legii entropiei. Experimentezi entropia inversă, iar semnătura coerentă a câmpului de energie din jurul corpului tău determină să fii imun la legile tipice ale realității fizice. Acum toate ventilatoarele subatomice se învârt la o frecvență coerentă mai rapidă, iar moleculele fizice, substanțele chimice și celulele care ți alcătuiesc corpul primesc noi informații, astfel încât energia ta are un efect pozitiv asupra corpului tău. Cu cât energia ta este mai organizată și mai coerentă, cu atât antrenezi mai mult materia pe o frecvență organizată și cu cât frecvența este mai rapidă, cu atât semnalul electromagnetic pe care îl primește celula este mai bun și mai profund. Cu cât energia ta este mai incoerentă, mai nesincronizată, pe de altă parte, cu atât celulele tale sunt mai puțin capabile să comunice una cu cealaltă. Vei deprinde în foarte scurt timp știința modului în care să creezi coerență. Așadar, dragilor, suntem înconjurați de energie până la urmă, de energie, de informație. Suntem mai mult decât ne putem imagina influențați de aceasta. Însă, bineînțeles, trebuie să conștientizăm aportul pe care îl aducem noi în ceea ce privește energia noastră, da? Energia noastră personală, energia pe care o răspândim noi mai departe. Și astfel, devenind mai conștienți din acest punct de vedere, cred că ne putem influența unii pe ceilalți într-un mod mult mai benefic, mult mai pozitiv, mult mai constructiv, ca să spun așa, da? Atunci când într-adevăr suntem conștienți de gândurile noastre, de emoțiile noastre, de acțiunile și, bineînțeles, de comportamentul nostru și după aceea mai departe de personalitatea noastră, ca să spun așa, fiind rezultatul tuturor acestor factori. Dincolo de pragul cuantic. Din moment ce câmpul cuantic este un câmp invizibil de informație, este frecvență dincolo de spațiu și timp, din care provin toate lucrurile materiale și este alcătuit din conștiință și energie, atunci orice lucru fizic din univers este armonizat în interiorul acestui câmp și conectat la el. Și din moment ce toate lucrurile materiale sunt alcătuite din atomi care sunt conectați dincolo de spațiu și timp, atunci tu și cu mine, împreună cu toate lucrurile din univers, suntem conectați prin intermediul acestui câmp de inteligență personală și universală, atât în interiorul nostru, cât și în jurul nostru. Inteligență care conferă viață, informație, energie și conștiință tuturor lucrurilor. Spune-i cum dorești. Însă aceasta este inteligența universală care îți oferă viață chiar acum.
ea organizează și orchestrează sute de mii de note din simfonia armonioasă, care este fiziologia ta. Acele lucruri care fac parte din sistemul tău nervos autonom. Această inteligență menține cele peste 101.000 de bătăi ale inimii pe zi, pentru a pompa peste 9 litri de sânge pe minut, parcurgând o distanță de peste 96.500 de kilometri într-un interval de 24 de ore. Până să termin decidit această propoziție, corpul tău va fi produs 25 de trilioane de celule. Și fiecare dintre cele 70 de trilioane de celule care ți alcătuiesc corpul îndeplinește undeva la 100.006 trilioane de funcții pe secundă. Astăzi vei inhala 2 milioane de litri de oxigen și de fiecare dată când inhalezi, oxigenul respectiv va fi distribuit fiecarei celule din corpul tău în câteva secunde. Urmărești în mod conștient toate acestea? Sau o face pentru tine ceva ce are o minte mult mai puternică decât mintea ta și o voință mult mai puternică decât voința ta? Asta e iubirea. De fapt, această inteligență te iubește atât de mult încât îți oferă viață din iubire. Este aceeași minte universală care însuflețește fiecare aspect al universului material. Acest câmp invizibil al inteligenței există dincolo de spațiu și timp și de aici vin toate lucrurile materiale. El face ca supernovele să se nască în galaxii îndepărtate și trandafirii să înflorească la Versailles. Menține rotația planetelor în jurul Soarelui și succesiunea fluxului și refluxului în Malib. Deoarece există în toate locurile și în toate timpurile și se află atât în interiorul tău cât și în jurul tău, această inteligență trebuie să fie atât personală cât și universală. Prin urmare, există o conștiință subiectivă înzestrată cu liber arbitru, conștientizarea universală, care este responsabilă pentru întreaga ta viață. Dacă ar fi să închizi ochii și să îți îndepărtezi atenția de la corpul tău și de la toți oamenii, lucrurile și evenimentele care apar în diferite momente și locuri din mediul tău extern, renunțând la timp pentru o clipă, tu, ca observator cuantic, ți-ai înlătura energia din viața ta familiară și ți-ai investi conștientizarea în câmpul necunoscut al posibilității. Din moment ce locul în care îți plasezi atenția este locul în care îți plasezi energia, atunci îți plasezi conștientizarea asupra vieții tale cunoscute, energia ta este investită în această viață familiară. Dar dacă ar fi să îți investești energia în câmpul necunoscut de posibilități, situat dincolo de timpul și spațiu, și în loc de asta ai deveni o conștiință, un gând în potențialul cuantic, ai atrage o nouă experiență înspre tine. Pe măsură ce intri într-o stare meditativă, conștiința ta subiectivă, înzestrată cu liber arbitru, se va contopi cu conștiința universală, obiectivă, iar tu vei lăsa posibilitatea să încolțească. Sistemul nervos autonom, auto-organizator, este conexiunea ta cu acea inteligență înnăscută pe care am menționat-o și care îndeplinește toate aceste funcții automate pentru tine. Cu siguranță, nu neocortexul tău rațional este cel responsabil pentru funcțiile menționate anterior. În schimb, centrii cerebrali inferiori, de sub neocortex, sunt cei care dețin controlul. Cu această inteligență iubitoare, te contopești în meditație. Când sacrifici ego-ul și treci de la egoism la altruism, când devii conștiință pură, nu un corp în mediu sau în timpul liniar,
ci în schimb niciun corp, nimeni, nimic, nicăieri și în afara timpului. Acesta este momentul în care devii, pur și simplu, o conștientizare într-un câmp infinit de posibilități. Te afli în necunoscut și toate lucrurile sunt create din necunoscut. Te afli în câmpul cuantic, iar tu și cu mine dispunem deja de toată mașinăria biologică de care avem nevoie pentru această realizare de a deveni conștiință pură. Minunat acest capitol! Cred că am reușit să redau un pic din ceea ce a vrut autorul să ne spună, da, cu referire la această realitate cuantică. Mai departe vom trece la un alt capitol, capitolul 10, de unde am ales câteva fraze foarte înțelepte pentru voi. Capitolul 10 se numește De la informare la transformare, dovada că tu ești placebo. Această carte vorbește despre cum îți transformi mintea în materie, făcând-o să conteze. Acum înțelegi că placebo-ul funcționează pentru că o persoană acceptă și crede într-un remediu cunoscut, o falsă pastilă, procedură sau injecție ce înlocuiește echivalentul său real și apoi se încredințează rezultatului, fără să analizeze excesiv modul în care urmează să se întâmple. Am putea spune că o persoană asociază experiența ei viitoare cu privire la o anumită persoană cunoscută, un doctor, să spunem, sau un anumit lucru, un medicament sau o procedură, într-un anume moment și loc, din mediul ei extern, cu o schimbare în mediul ei intern. Și făcând acest lucru, își schimbă starea de a fi. După câteva experiențe consecvente, acea persoană se va aștepta ca viitorul ei să fie exact ca trecutul ei. Odată ce legătura respectivă a fost stabilită, procesul devine extrem de eficient. Este vorba despre un stimul cunoscut care produce în mod automat o reacție cunoscută, bineînțeles. Ideea de bază este următoarea. În efectul placebo clasic ne punem credința în ceva din afara noastră. Nu ne cedăm puterea lumii materiale, unde simțurile noastre definez realitatea. Dar poate funcționa efectul placebo, creând în lumea imaterială a gândului și transformând acea posibilitate necunoscută într-o nouă realitate? Acesta ar fi un mod mai prudent de a folosi modelul cuantic. Am să sar peste partea aceasta în care autorul ne povestește o experiență ale unor cursante de la un workshop de-al său. Ideea vindecării, ce poate fi supusă verificării, există ca realitate potențială necunoscută în câmpul cuantic, până când este observată și realizată și s-a materializat. Trăiește ca posibilitate într-un câmp infinit de informații, definite ca nimic din punct de vedere fizic, însă combinând toate posibilitățile materiale. Prin urmare, viitorul potențial al experimentării unei remisii spontane în urma unei boli există ca necunoscută, localizată dincolo de spațiu și timp, până când este experimentată la nivel personal și făcută cunoscută în acest spațiu și timp. Odată ce necunoscutul de dincolo de simțuri devine o experiență cunoscută cu simțurile tale, te afli pe calea evoluției. Prin urmare, dacă poți experimenta o vindecare iar și iar în lumea interioară a gândurilor și sentimentelor, atunci odată cu trecerea timpului, acea vindecare ar trebui să se manifeste în cele din urmă ca o experiență exterioară.
Iar dacă faci un gând să fie la fel de real ca experiența din mediul extern, nu ar trebui să existe o dovadă în corpul și creierul tău mai devreme sau mai târziu? Cu alte cuvinte, dacă repeți în minte acel viitor necunoscut cu o intenție clară și o emoție elevată și dacă o faci în repetate rânduri, atunci pe baza a ceea ce ai învățat, ar trebui să existe schimbări neuroplastice reale în creierul tău și schimbări epigenetice în corpul tău. Iar dacă te îndrepți constant către o nouă stare de a fi, zi de zi, amintindu-i creierului tău și condiționându-ți corpul față de aceeași minte, atunci ar trebui să observi aceleași schimbări structurale și funcționale în interiorul tău, ca atunci când ai lua substanța placebo. De la cunoaștere la experiență. Am învățat ceva foarte important predând această lucrare, spune autorul. Am ajuns să înțeleg că toată lumea crede în secret în propria sa măreție. Dacă stăm bine să ne gândim la un anumit nivel, oricine, indiferent dacă este directorul general executiv al unei corporații, om de serviciu la o școală elementară, mamă singură cu 3 copii, sau deținut într-o închisoare, crede instinctiv în sine însăși. Cu toții credem în posibilitate, cu toții ne imaginăm un viitor mai bun pentru noi înșine decât realitatea din care facem parte în prezent. Așadar, m-am gândit că dacă aș putea oferi unor persoane deschise informații științifice, vitale și apoi să le pună la dispoziție instrucțiunile necesare referitoare la modul în care să aplice informațiile respective, acestea ar putea experimenta diferite grade de transformare personală. Știința este până la urmă limbajul contemporan al misticismului. Ea transcede religia, cultura și tradiția. Ea demistifică ceea ce este mistic și unește o comunitate. Am văzut cum se întâmplă acest lucru de nenumărate ori în timpul seminarelor mele din jurul lumii. În timpul workshop-urilor mele avansate, în cadrul cărora colegii mei și cu mine măsurăm atât schimbările biologice, cât și cele energetice ale participanților, la nivel individual și în grupul luat ca întreg, eu folosesc câteva principii subliminale în această carte și de asemenea numeroase principii suplimentare pentru a învăța pe oameni modelul științific al transformării. Modelul continuă să progreseze pe măsură ce cursanții își dezvoltă seturile de abilități. Eu îl îmbin în mod constant cu mai multe elemente de fizică cuantică pentru a ajuta pe oameni să înțeleagă posibilitatea. Apoi îl combin cu cele mai noi informații din neuroștiință, neuroendocrinologie, epigenetică, biologie celulară, știința undelor cerebrale, psihologie energetică și psihoneuroimunologie. Vedem cum se manifestă noi posibilități ca rezultat al deprinderilor noilor informații. Odată ce cursanții noștri învață și acceptă aceste informații, ei pot atribui mai mult sens meditațiilor și practicilor lor contemplative. Dar nu este suficient ca ei să înțeleagă pur și simplu informațiile din punct de vedere intelectual sau conceptual. Trebuie să fie capabili să repete ceea ce au învățat la comandă. Odată ce pot explica cunoașterea ascendentă, modelul progresiv va deveni mai conectat în creierul lor, iar ei pot instala atunci programul neurologic. Repetând după aceea de suficiente ori ceea ce au învățat, ei creează un program software adânc conectat. Dacă aplică această nouă cunoaștere în mod corect, ea poate servi apoi drept predecesoare a unei noi experiențe. Aceasta înseamnă că odată ce își armonizează mintea și corpul, ei vor dobândi înțelepciune dintr-o nouă experiență, acceptând noua emoție asociată.
Acum ei vor începe să întrupeze informațiile, deoarece își instruiesc corpul din punct de vedere chimic, să înțeleagă la nivel emoțional ceea ce mintea lor înțelege la nivel intelectual. În acest stadiu, ei vor începe să creadă și să știe că acesta este adevărul. Însă dorința mea este ca în loc să facă acest lucru o singură dată, cursanții mei să repete experiența iar și iar, după bunul lor plac, până când devine o nouă abilitate, obicei sau stare de a fi. Odată ce atingem o consecvență, ne aflăm pe muchia unei noi paradigme științifice, deoarece orice poate fi repetat este știință. Când tu și cu mine ajungem la acel nivel de competență la care ne putem schimba stările inerente doar prin puterea gândului, iar acest lucru este observat, măsurat și documentat în mod repetat, ne aflăm la un pas de o nouă lege științifică. Acum putem contribui la modelul științific general pe care lumea îl adoptă în prezent cu noi cunoștințe despre natura realității, astfel încât să putem insufla putere mai multor oameni. Aceasta a fost ambiția mea timp de ani de zile, spune autorul. Am depus mari eforturi pentru a le preda participanților la workshop-urile noastre detaliile modului în care practicile interioare schimbă din punct de vedere biologic creierul și corpul, ca ei să poată înțelege în mod explicit ceea ce fac. Când nimic nu este lăsat în voia ipotezei, dogmei și presupunerii, noi suntem mai sugestibili la o posibilitate cuantică. Și se fac pași importanți în urma eforturilor importante. Cu toate acestea, măsurătorile sunt la fel de bune pe cât sunt și abilitățile cursanților. Dorința mea, spune John, este ca participanții la workshop să treacă dincolo de ei însăși și de identitățile lor în timpul meditațiilor, pentru a deveni niciun corp, nimeni, nimic și pentru a fi nicăieri și în afara timpului, astfel încât să devină conștiință pură. Odată ce se întâmplă acest lucru, i-am văzut transformându-și creierul și corpul înaintea mediului lor, viața lor familiară, astfel încât atunci când se întorc la viața lor după terminarea workshop-ului, ei nu mai sunt victimele condiționării inconștiente din lumea exterioară. Acesta este domeniul în care se întâmplă neobișnuitul și miraculosul. După cum știți, dragilor, Joe predă tot felul de workshop-uri și, sau cel puțin o făcea, înainte de pandemie, nu mai știu exact situația actuală, dacă i-a mai permis să realizeze aceste workshop-uri pe care le face să se întâmple în fiecare colț al lumii. Workshop-uri în care a avut parte de, sunt 11.000 de exemple cu oameni minunați care au reușit să se transforme, indiferent ce presupune transformarea aceasta, în ce constă ea. În general sunt oameni care, nu știu, suferau de niște boli crunte, ca să spun așa, și au avut parte de experiențe miraculoase și într-un scurt interval de timp lucrul acesta întâmplându-se datorită schimbării stărilor de a fi, datorită schimbării energiilor, a vibrațiilor energetice și așa mai departe. Puteți să intrați pe YouTube și să căutați tot felul de, nu știu, exemple și testimoniale ale unor persoane pe care Joe le-a ajutat. De asemenea, voiam să vă mai spun că în această carte sunt oferite două meditații. Este oferită o versiune de 45 de minute în care îți poți schimba o credință sau o percepție.
și versiunea mai lungă de o oră, unde poți schimba două credințe sau două percepții. Voiam să vă întreb cum vi s-ar părea și mi-ar plăcea tare mult să aud părerea voastră, da? Să-mi lăsați un coment acolo dacă v-ar interesa să facem aceste meditații într-un format audio, bineînțeles și vizual aici pe YouTube, dar asta e mai puțin relevant. Dacă v-ar interesa să le aveți într-un format audio, în limba română, cu mare drag am putea face acest lucru pe viitor. Până atunci, cam asta este pentru astăzi. Astăzi am terminat această carte frumoasă. Cred că v-a plăcut conținutul ei, cred că a fost de calitate, cred că a fost revelator, dacă aș putea spune, și cred că ne-a ajutat foarte mult pe fiecare dintre noi să mai aprindem un beculeț acolo, să mai facem un pas, știți, în călătoria noastră. Vă doresc să aveți un an nou fericit, să fiți liniștiți, dragilor, să aveți parte de atât liniștea aceasta interioară, cât și de armonie, de iubire, de recunoștință. Dar, în primul rând, pentru simplu fapt că trăim, pentru tot ce există în viața noastră, pentru toate persoanele care există în viața noastră, pentru orice clipă a vieții noastre, pentru absolut tot ceea ce există în viața noastră. În momentul în care suntem recunoscători, automat universul ne recompensează cu mult mai mult. Un an nou fericit, la mulți ani, să vi se îndeplinească toate visurile voastre, asta îmi doresc, să aveți parte de experiențe care să fie benefice pentru voi, indiferent că sunt experiențe frumoase, indiferent că sunt experiențe mai puțin frumoase, nu putem fi absurzi, automat. Viața noastră are nevoie de un echilibru, există un yin și yang, nu ar putea exista întunericul fără lumină, nu am putea să simțim dulceața fericirii fără tristețe, nu am putea experimenta curajul, și aici nu mă refer neapărat la curaj fizic, bineînțeles și curaj mental, emoțional, da? Fără, în absența fricii, da? Așadar, nimic nu poate exista, nicio stare, nicio emoție, fără opusul său. Nu am ști cum să le comparăm, nu? Important e să găsim o cale de mijloc, să fim noi echilibrați, să nu ne ducem prea mult într-o extremă sau în alta. Și cred că aceasta ar fi o urare potrivită pentru voi în momentul ăsta. Bineînțeles și pentru mine. Petrecere frumoasă vă doresc. Și să ne vedem cu bucurie și cu sănătate. Bineînțeles că trăim așa într-o eră în care se întâmplă foarte multe schimbări și prin care avem de învățat foarte multe lucruri. Vă mulțumesc că sunteți aici alături de mine. Bineînțeles, ca de fiecare dată, mă bucur tare că suntem împreună. Avem un an și puțin
chiar luna aceasta undeva, pe la începutul lunii, dacă nu mă înșel, pe 10 decembrie, s-a făcut un an de când am început să postez aceste materiale. Vă mulțumesc că mi-ați dat putere să merg înainte. Mi-ați dat încredere, mi-ați dat curaj. Vă mulțumesc. La mulți ani. O zi, o seară frumoasă. Pa, pa!